dacă nu merg așa cu prima fiu, mă, frate. Greu tare. Mamă, minus 7 grade. Vă salut, oameni buni. Și bine ați venit la un nou vlog de final de mandat de cursă. Asta este ultima cursă, bine ultima. Acum suntem, sunt gol. Merg să încarc și la un lavapor. Că a lăsat bugia jos, că era sus. Păi, de mișto afară să tenem. Frumos tare. Băi, acum văd că și-a mai revenit ăștia doi din față cu camioane de la Prima Frio sau ceva de genul. Portughezi sau ce naiba sunt. Merg cu 80-85, până acum mergeau cu 40-50 la oră, să tenem. Cumva așa mai revenit. Măcar 80 la oră dacă merg ar trebui să fie ok. Da, asfaltul cumva e curat, n-ai treabă. Și a intrat iarna, bă, frate, a intrat puternic și pe Suedia. Să dea neva. Tot am spus că fac și eu un vlog în care voi vorbi de bani, de câți bani se câștigă pe aici. Și na, mă gândeam că na, tot mai am 130 km, pot să vorbesc acum despre treaba asta. Ar fi la o adică și un peisaj frumos, că ce mișto se vede, mai mare dragoste, dar neva. Mișto tare. Parcă cumva te relaxează peisajul ăsta. Cumva. Dar ca și salarizare pe zona asta sau pe zonele din partea asta din nord, să zic așa. Nu știu, e un pic ciudată treaba, pentru că am văzut azi un anunț pe un grup de șoferi la o firmă, dar na, nu-i dau numele ca să nu fac reclamă, că nu e tocmai ok. Plăteau o gagică undeva la 3000 de euro. Mi s-a părut o ofertă destul de decentă pentru Europa, să spun așa. Că undeva... Îmi cer scuze, mi s-a pus frâna. Aude, să vorbesc și eu de bani, mi s-a pus nou de înghet. Da, vreau să spun că salarizarea undeva pe aici ar pleca undeva de la vreo 2000. Cred că mai sunt firme pe Suedia care încă dau 2600, să dă neapă ceva de genul. Cu toate că mi se pare un salariu absurd de mic. Exagerat de mic. Și nu mi se pare normal că oamenii încă acceptă salarii atât de mici, salarii mizere de altfel. Și să spun așa, de la 2600 pe Suedia, că sunt firme care încă plătesc banii ăștia mizerabili, altfel nu pot spune, și urcă undeva pe la 5500-6000 de euro, depinde de la firmă, să spun așa. De exemplu, am colegi, amici, cunoștințe, care lucrează pe... iau și 6000 de euro, pe Norvegia 5500-6000. Dar depinde acum ce... Na, dacă faci nordul, dacă nu-l faci. Asta contează foarte, foarte mult. Doar că în Norvegia, să zic așa, pauza de, o zi din pauza de 45 nu se plătește și cumva trebuie să lucri ceva.
Ori, nu știu, ori speli o remorcă, ori bagi la încărcat, încarci o remorcă, habar n-am, chestii de genul. Cei care fac Norvegia știu despre ce vorbesc. Care au contracte norvegiene, să zic așa. Doar că este un pic țeapă cu contractele suedeze. Aici cumva e o puțin țeapă. Mai bine ești plătit pe Danemarca și gen să ajungi în Suedia. Uite cum este cazul nostru de altfel. Ești mai bine aproape dublu, naiba. Adică, bă, dar repede să mă întâlnești asta. Adică cumva e țeapă, ce să mai, să vii în Suedia să lucrezi, te bagă la, uite, sunt la containere care salariul este mizer, naiba. Ce să iei, ce să rămână, ce dracu ia-ți bani? 2000 și ceva de euro. Mai ales la prețurile ce au crescut, ce au explodat. Ca să spun așa. Că și la linkuri la noi, salarizarea ar fi undeva de la 3500, că na, acum diferă și la băieți vechi, băieți noi, că diferă. Noi nu toți au la fel. Între 3500 și 4500 de euro, ceva de genul ar fi la linkuri la noi, să zic așa. Doar că cumva cei de aici nu angajează băieți noi direct pe linkuri. Dacă vrei link, cumva trebuie să te ia cineva să te inițieze, ca să spun așa. Și după aia să-ți dea link. Adică, na, birou, ce face în momentul ăla? Întreabă șoferul, bă, cum e cu tare? Cum ți se pare? S-a descurcat? Crezi că e ok? Nu e ok? Și tu, na, adică îți dai cu părerea, bă, frate, băiatul e bun, își face treaba. Da-ți înainte, știi, da-ți link, că, na, e ce trebuie, să spun așa. Și cumva ei atunci vor lua în considerare ce ai spus tu, cel vechi, să spun așa. Și na, se vor ține de treabă și îi vor da. În cazul în care el nu a fost cu cineva, nu îi va da în veci. Pentru că ei vor cumva să sară de niște daune, să nu mai aibă parte de ele. Că n-au tot fost daune și mai sunt și în ziua de azi și cu șoferi vechi chiar. Că na, sunt inevitabile, uneori se întâmplă oboseala, graba, chestiile astea, îi spun cuvântul. Dar na, vlogul ăsta îl fac special pentru cei ce vor să afle mai multe despre zonele astea, ca să spun așa. Tot m-ați rugat mult și am zis, bă, hai să fac o chestie de genul, pentru că, na, de ce nu? Știi? Doar că pe Norvegia, iar ca și dezavantaj, tu încarci, tu descarci bine, asta da, am zis eu până la vreo 6000, undeva la 17 metri, adică n-ai treabă cu 25. Cu 25 uine ești voi în Norvegia decât. Până în capitală, că noi când făceam în Norvegia, făceam până în capitală, asta ce înseamnă, la Oslo și un pic mai sus de Oslo, la Jovic. Puțin mai sus de Oslo. Dar unde mai ai voie cu 25, mai ai voie gen de la Oslo, te duci până la Trondheim și acolo ai voie cu 25, fără probleme. Dar doar să iei 6 după 3 și după aia iar 6-le. Cam asta ar fi drumul. Și dacă vrei să mai duci în nord, uite cum am prins eu cu colegul Mădălin, când a fost echipaj în urmă cu... în septembrie. Da, în septembrie, când a fost echipaj. Te duci pe gen pe Suedia până în capăt. Până la Umea, Lulea, știi? Gen până la Tana Bru, unde am fost și noi atunci și am decuplat, că atunci am mers la Basfield. Așa da, știi, să mergi pe partea pentru că e drumul mai e drept, na, nu faci nici stânga, nici drept. Și așa cumva ar fi permis. Doar că pe Norvegia nu este permis din cauza că Norvegia, na, are serpentine și pe serpentine nu ai ce căuta cu așa ceva, pentru că pur și simplu nu ai loc. Efectiv, nu ai loc cu 25 să mergi pe serpentine, mai ales. Nu ai nici loc, nu ai nici putere suficientă, are și un haos total și nu, exclus nu. Din cauza asta și probabil firma s-a axat mai mult pe Suedia, facem Suedia la greu. Că și acum sunt în Suedia. Sunt în Suedia și avem parte de o iarnă frumoasă, după cum se vede. Că na, iarna încep și problemele. Începe distracția, băi, tata, ce să mai... Că iarna începem să muncim și noi cu adevărat.
Dar nu este o problemă, îi dăm înainte. Ce naiba? Am atâți ani, am copilărit pe aici. Cumva, într-un fel sau alt. Probleme... Da, nu sunt chiar zilnice, bine, iarna sunt cam zilnice probleme. Da, nu e problemă. Atâta timp cât ai făcut șofer și lucrezi de ani de zile pe partea asta, pe partea nordică, să zic așa, nu trebuie să ai pretenții, știi la ce te aștepți. Nu trebuie să fii surprins de mamă, uite zăpadă, păi știu, știu unde vine, neba. Doar că acum, uite, iar un dezavantaj pe Norvegia, firme care plătesc foarte bine, cară mult de astea lapte, se cară mult la cărucioare, să spun așa. Și acolo îi dă muncă, bă, frate, cu cărucioarele alea, este, nu știu, mi se pare o muncă groaznică. Da, adică îți dă, ți se dă niște bani mai mulți, ca să spun așa, dar practic banii aia ție spun piele. Na, acum depinde ce vrei. Uite, cum mai sunt băieți la prălată. Dar tot așa fac Danemarca, Norvegia. Norvegia scurtă, adică sudul Norvegiei. Și unde merg? Merg la Oslo, la Oslo mai încarcă ceva pentru Bergen sau Trondheim. Sau ceva de genul, merg Danemarca-Bergen, Danemarca-Trondheim, descarcă, încarcă și înapoi Danemarca, știi? Și ajung undeva la 4.000, 4.000 și un pic, băieții. Na, acum nici nu știu exact ce salarii mai sunt pe Europa, că azi dimineața am văzut cu salarizarea de 3.000 de euro. Aici, cumva, na, față de Europa, ar fi salarizarea mai mare ca pe Europa, cu 1.000, 1.000 și ceva de euro, ceva de genul. Dar depinde acum, că dacă ești pe 17 metri, diferența nu va fi foarte mare. Ca tu să ai o diferență mai mare, să simți diferența, trebuie să îți asumi și mai mult. Uite cum sunt eu, de exemplu, muncesc cu 25, lucrez cu 2 remorci. Cumva aici simți diferența mai mare față de Europa. Că foarte mulți ați întrebat și dacă se merită sacrificiul ăsta. Băi, sincer să fiu, câteodată se merită, câteodată nu prea se merită. Că și eu sunt sătul de tâmpenile astea, de două remorci și de pădreacul să le ia. Că te saturi naiba la un moment dat. Dar na. Caut să fii calm, mereu să rezolvi problemele cu calm. Și cu profesionalism. Și să ieși întotdeauna din probleme cu bine, să spun așa. Dar da, într-un cuvânt, nu prea se merită. Într-un cuvânt. Dar dacă vrei bani mai mulți, că na, cumva se plătește mai bine dacă ai face nordul Norvegiei. E mai bine pe 17 metri decât ai lua pe 25. Doar să faci nordul. Dar acolo, na, mă tot gândesc să plec și eu pe nord. Și cred că ăsta ar fi pasul următor. Poate prin vară am să mă las de 25 și să încep și eu să fac nordul. Pentru că asta este soluția pentru un salariu mai mare, să zic așa. Că na, ca oricare, căutăm bănuți mai mulți, nu? De ce nu? Atât timp cât ai ocazie să câștigi mai bine, de ce nu? Și nordul Norvegiei salariile sunt destul de mărișoare, să spun așa. Sar lejer de un 5.000 de euro. Și n-ai auzit că sunt bani până la urmă, nu? Adică, na, să câștigi 500-700 în plus, depinde cum prinzi, ce firmă găsești. Dar na, tot ar fi ceva. Și nu mai ai bătaie de cap cu două vagoane pe tine. Da, na, vedem, ne mai gândim, mai vedem. Eu doar am zis să fac acest vlog cât să vă țin informați, ca să spun așa. Ca să știți ce este pe aici. Doar că dacă tot vii, trebuie să te aștepți la lanțuri, la chestii de genul. Nu recomand nordul pentru începători. Că m-a tot ruga un băiat pe Facebook. Vrea să vină aici și eu i-am spus că nu este ok, că el este începător. Și nu este tocmai ideal ca el să vină aici, pentru că moartea poate să fie la orice colț. Dar acel puștan nu vrea să înțeleagă și pur și simplu era foarte tentat de bani. Stai mă acolo și tu. Ne poate... Stai tata, cum stai bine? Îl mânca cu așa. Acel băiat era foarte tentat de bani încât nu se gândea la riscuri.
Moartea poate fi oriunde. Oameni buni, înainte să veniți aici, gândiți-vă bine la ceea ce vreți și cum sunteți voi, ca să spun așa. Că trebuie să ai puțină nebunie, că nu oricine rezistă aici. Din cauza asta, multe firme au probleme cu șoferii, au nevoie de șoferi. Că uite și la noi. La noi vin șoferi, pe parte vin, pe parte pleacă, pentru că nu se adaptează. Acum eu nu judec pe nimeni, doar vă spun, na, simplu și frumos, gândiți-vă bine unde veniți și ce vreți ca să n-aveți surprize la urmă. Gen să, bă, frate, știu unde mă duc și bafta, adică, na, să nu te gândești că e lapte și miere pe aici, că nici aici nu este lapte și miere. Na, cumva iarna este mai dificil, dar trebuie să ai un pic de nebunie și să-ți placă, ca să zic așa, că dacă n-ai nebunia aia și nu-ți place să, na, să lucrezi pe zăpadă, nu-ți plac zonele de aici, nu te vei descurca. În primul rând trebuie să-ți placă zonele de aici, în primul și în primul rând. Și să-ți ai și un pic nebunie, să fii un pic sărit de pe fix, așa, ca să reziști. Altfel nu reziști. Mai ales dacă faci nordul. Păi da, astea de la moară până la gară, cum fac eu? Că eu merg neamă la moară până la gară. Din cauza asta și nu fac vloguri zilnică, la un moment dat, na, devii plictisitor, știi, că tot le faci pe aceleași. Bine, că nici n-am cum, că muncim și foarte mult. Și cumva este obositor, n-ai bă, uite, azi noaptea am vapor la 1.35. Știi? La 1.35 azi noapte și am coborât la 6.30 la Halmstad în Suedia. Da, aș crede și obosit, nu ți arde chiar întotdeauna. Sper să înțelegeți că nu pot să postez chiar zilnic sau la 2 zile. Sper să, na, să postez măcar un clip pe săptămână. Că să, na, să vă țin informați, să fie tot ok. Încerc să postez, dar na, mai pot să joc când am timp. Cum pot, să zic așa. Că durează, pierzi mult timp cu chestiile astea, cu postările. Așa, să fac un vlog, de exemplu, e simplu. Că ai pus camera pe cap și te-ai apucat de treabă. Dar la urmă, descarcă clipul, na, durează, în fine, pierzi mult timp. Și fac și eu ușor, așa, treptat. Sper să înțelegeți. Și să aveți un piculeț de răbdare. Sper. Ce să zic, am să închid acest vlog ca să nu se închidă camera. Că la noi e ok să închide mereu pe neașteptate. În cazul în care, na, va fi ultimul vlog, vă doresc sărbători fericite și să ne vedem, să ne auzim, mai bine zis, că de văzut, nu știu dacă ne vedem. Să ne auzim cu bine și să fie totul bine. Sărbători fericite tuturor și drumuri bune. Și nu uitați, mergeți cu grijă pe gheață și zăpadă mai ales. Bine, gheață mai ales, dar întotdeauna mergeți cu grijă. Stați în siguranță, oameni buni.